Ruibiștii de la CSM Bucovina au învins cu scorul de 17-8 pe terenul grupării RCM Galați, rezultat care îi menține pe Suceveni pe primul loc în clasamentul play-out al diviziei naționale. Dispunând de această dată de tot lotul, formația pregătită de Constantin Vlad s-a instalat din start la timona partidei și a intrat la pauză în avantaj scor 12-3. Galățenii au izbutit să echilibreze partida în partea secundă, dar nu au mai putut să întoarcă soarta meciului. Pentru învingători au înscris Flutur și Nichiforiu, câte o încercare, Crețu, o transformare, gazdele mai fiind sancționate cu un eseu de penalizare. Deși a plouat pe parcursul primei reprize, ne-am descurcat bine pe terenul dificil și am controlat jocul. Îi felicit pe jucători pentru modul în care au luptat și au câștigat. Mulțumim Consiliului Local pentru sprijinul acordat și sper să ne îndeplinim obiectivul propus, acela de a ne menține în divizia națională. Dacă vom juca și etapa viitoare la Năvodari în același mod, nu putem scăpa victoria, a declarat antrenorul echipei sucevene Constantin Vlad. CSM Bucovina a evoluat în alcătuirea Zup, Albu, Ștefăniță, Rusu, Alexandru Varvaroi, Preotescu, Constantin Varvaroi, Buzatu, Nichiforiu, Crețuleac, Flutur, Dumitru Ștefăroi, Oprea, Tepșanu, Ștefan Ștefăroi, Crețu, au mai intrat Bursuc, Palamariu, Brăteanu și Strugariu. În clasament, locul 1, CSM Bucovina, 10 puncte, locul 2, CSU Aurel Vlaicu, Arad, 10 puncte, locurile 3 și 4, CS Năvodar și RCM Galați, câte 4 puncte.